Pe segmentul de drum dintre intersecția Unirii cu Bulevardul Mareșal Averescu și noul sens giratoriu se lucrează intens. Sunt folosite utilaje și basculante care uneori îngreunează traficul. A fost decopertat și trotuarul de pe partea cu Cimitirul Eroilor și se fac pregătiri pentru următoarele lucrări. Urmează să punem bordura, să turnăm betonul și după aceea să turnăm asfaltul pe pista de biciclete, iar pe partea de trotuar să montăm dalele, pavajul. Veți monta un pavaj obișnuit? Acolo? Da, este un pavaj mai scump, adecvat pentru această lucrare deosebită a Buzăului. Viitoarea cale a eroilor va fi și prima stradă din Buzău unde cablurile vor fi coborâte de pe stâlpi în subteran. Se vor monta în jur de 40 de canale, deci canalul de cabluri care se vor monta 40 de puțuri de tragere pentru cabluri, în jur de 40. Asta se va face pe ambele trotuare? Da, pe ambele trotuare. Cam când estimați că se va începe coborârea cablurilor, să zicem? Cred că săptămâna viitoare începem să montăm tuburile și să tragem și țevile pentru canalul de cabluri. În afara cablurilor care aparțin operatorilor TV-uri de internet, vor fi coborâte în subteran și cele care aparțin companiei Electrica. Partea de trotuare rezervată pietonilor va fi pavată cu dale speciale de o calitate superioară, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al rezistenței.